Poate mai mult decât în ultimii 10 ani se vorbește despre relația chiriaș-proprietar, pentru că, da, s-au modificat niște lucruri la taxele pe chirii. Din partea cealaltă am vrea să deschidem noi subiectul alături de Otilia Sava, avocat, despre drepturile chiriașului vorbim astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani! Dacă ai un contract, ai și drepturi. Dacă n-ai contract ca și chiriaș, mai salcăm. Ai parte de abuzul. Poți să ai dreptul la abuz. Hai să facem o listă cu drepturile pe care le are real chiriașul și cum îl protejează legea pe el dacă are contract. Uite, există codul civil care are un capitol întreg pentru contractul de locațiune, adică contractul de închiriere. Este, ar fi bine să trecem pe acolo la un moment dat, înainte să trecem printr-o casă pe care vrem să o închiriem, sau măcar într-o discuție cu un avocat ca să vezi ce poți să eviți. Dreptul tău este în primul rând a te bucura de o închiriere pașnică, de un bun de care să te bucuri și să fie așa cum ai stabilit în contract. Să nu ai vicii ascunse, de exemplu, să nu ajungă să te îmbolnăvească, să n-aibă igrasie, să nu ai vecini gălăgioși, să știi de la început în ce te bagi, adică lucrurile să fie corecte. Deci dreptul tău este să preiei bunul în posesie, să te bucuri de el, la sfârșit să-l predai așa cum l-ai luat, este foarte important. Am întrebări mai pragmatice, doamna avocat. Chiriașul poate afla că prin căsuța pe care a închiriat-o, sau, mă rog, spațiu, a mai trecut proprietarul pentru care dublură de chei. Doar așa, ca să verifice că e dus gunoiul, că e strânsă apa. Că nu ai pisică, cum am stabilit, că nu fumezi, cum am stabilit, de exemplu. Da, pe bune, are voie proprietarul, că s-a mai văzut. S-a mai văzut proprietar trecând. Da. Cauză nămăsăluță. Are voie în măsura în care stabilești în contract de la început, că o dată pe an sau de două ori pe an, cu o notificare înainte, proprietarul poate să vină și să verifice dacă locațiunea este așa cum ați stabilit în contract. Însă, niciodată proprietarul nu poate să vină fără să anunțe, pentru că ce să vezi, ce crezi că e asta, Dani? Violare de domiciliu. Păi e casa lui. Nu este casa lui, este casa ta. În clipa în care plătești chirie, aha, folosința este a ta. Vezi tu? De ce tot violare? Dacă și-o violează pe-a lui? Păi, dragoste cu deasila se cheamă viola aici. Ok, pare logic. Știi ce e important să știi? Că dreptul de proprietate are niște dezmembrăminte. Îl spargem așa într-un puzzle și tu rămâi un fel de nud proprietar. Adică folosința nu mai este a ta. Folosința este a mea care am închiriat. Și deci intimitatea lui. Ca și într-un Airbnb, dacă eu am plătit pentru două nopți sau pentru o lună sau pentru 2 ani de zile într-un contract, este casa mea. Și mă port ca un proprietar și la sfârșit o dau ca și cum n-a pățit nimic. Bun. Ce sunt proprietarul de luna asta? Trec la mituri clare din piață. Eu nu am fost foarte des în situația asta decât pe partea chiriașului. Se zice așa că e foarte greu să dai afară un chiriaș din apartament sau din casă. E foarte greu. Legea îl protejează mult pe el, e adevărat? Parcă vorbim de un virus. Da. Faci un contract de la început, clar stabilit. Când se termină contractul, e foarte important să stipulezi, da? Durata. Vezi că sunt contracte cu durată determinată și nedeterminată. Ok. Dacă ai nedeterminată și n-ar trebui să fie așa niciodată, trebuie să notifici. Bun. Vreau să pleci. Dacă ai durată determinată, clar, aștept. Ar trebui să fie firesc. Da, aștepți, exact. Dacă nu pleacă, aici este o confuzie care se face. Oamenii au senzația că dacă faci contractul la notar sau merge proprietarul cu el la ANAF, ai un titlu executoriu și pentru evacuare. E important să vă spun că dacă mergi la notariat și faci contractul, bine de știut acasă, dacă este înscris la ANAF de către proprietar, devine titlu executoriu pentru proprietar. Este important pentru plata chiriei. Nu mai mergi în instanță să te lupți câteva luni de zile eventual, să plătești niște relație mari comercială. Exact. Asta e un titlu executoriu, adică execuți instant, mergi la executor și e suficient. Dar asta nu funcționează când e vorba de evacuare. Acolo este o mică confuzie în cod, când se vorbește că ar fi un titlu executoriu și pentru predarea bunului. Da, scrie codul așa, însă mai jos are un articol mai clar care spune atunci când este vorba de evacuare, vorbim de instanță. Bun. Și deci atunci trebuie să dai în judecată, ceea ce ar fi neplăcut pentru tine ca proprietar, pentru că durează o perioadă îndelungată, chiar dacă el este obligat să plătească chiria în perioada asta și va fi obligat pentru contravaloarea lipsei de folosință, lipsei tale de folosință, ce să vezi, dacă n-ai ce să iei, la sfârșit, apropo de daune, te trezești cu o hotărâre pe care o pui în ramă.
De asta e bine să încheiem contracte, să ne scanăm reciproc, să vedem dacă suntem de încredere. Uh-huh. Și noi când închiriem, să vedem ce proprietar, dacă este proprietarul, dacă este căsătorit eventual și locațiunea este mai mare de 3 ani, hai să fie amândoi când semnează. Ne-ați băgat un cuțit în inimă. Abia aștept să mai vorbim despre treaba asta. Deci dacă e căsătorit, te uiți altfel la căsuța pe care ți-o închiriați. Parcă ai făcut căsuță poștală, așa spui. La asta nu mă așteptam. Mulțumim tare mult, va trebui să luăm o scurtă pauză. Abia aștept să o mai lungim și pe partea cealaltă, pe drepturile proprietarului.